Această zi reprezintă și un moment de cinstire solemnă a înaintașilor noștri, care au luptat și s-au jertfit de-a lungul secolelor pentru promovarea și apărarea idealurilor națiunii și statului român. Este și motivul pentru care istoria Armatei României nu poate fi disociată de cea a poporului nostru, atât timp cât momentele de cumpănă al existenței noastre au putut fi depășite numai cu sprijinul decisiv al oștirii. Ne înclinăm cu deplină recunoștință în fața memoriei eroilor căzuți pentru apărarea patriei și omagem în același timp pe veteranii de război, oameni pentru care nobila datorie față de țară și neam a reprezentat supremul lor crez. Dorim să-i asigurăm pe toți românii că armata, la sărbătorirea zilei sale, are hotărârea și pregătirea necesară pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a onora și duce mai departe tradiția și menirea la instituția fundamentală a statului român. La mulți ani, Armatei României! Împărate, mângâietele sfite adevărului, care pretutindeni și toate ne primești, misterul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te așează între noi și ne curățește prin de toată spurgăciunea și mântește bunurile sufletele noastre. Domnului să ne rugăm! Doamne, îndură-te spre noi! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată bunătatea, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta îndurare cădem cu frică și cu cutremur, ca niște semne trebnici spre semn de mulțumire pentru binefacerile tale pe care te-ai arătat poporului tău. Cu milință ne rugăm ție, Doamne, al puterilor, că precum în trecut ne-ai miluit și nu te-ai depărtat de la noi pronia ta cea dumnezească, așa și acum să nu depărtezi de la noi îndurările tale, nici să intri la judecată cu noi, pomenind păcatele noastre, căci te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru nedreptățile noastre, ci pentru mila ta cea mare îndrăznim a ne apropia și a ne ruga ție. Pe legiuitori și judecători în ascultare și neasupritori îi păzește, pe ostași împotriva tuturor potrivnicilor cu vitejie îi păzește și fă ca tot poporul tău să trăiască în pace și în dragoste, toată îndesculare a bunătăților celor de pe pământ dăruindu-i, că s-a binecuvântat numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru scând în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Încă ne rugăm pentru digna sufletelor fericiților, într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Cu spiriții odihnește, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu este Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnica lor pomenire,
Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Așa avem drept? Acum pe priți? Doamnelor și domnilor, invităm să ia cuvântul pe comandantul garnizoanei Șimleului Silvaniei, domnul colonel Ștefan Toader. Dragi veterani și văduve de război, domnule deputat, domnule primar, dragi camarazi, dragi șimleoani, nu întâmplător, data de 25 octombrie a fost aleasă ziua armatei. Fiecare armată are o zi a sa. În anul 1951 s-a luat decizia ca ziua armatei să fie data de 2 octombrie. Având în vedere că pe 2 octombrie 1944 s-a înființat divizia Tudor Vladimirescu și s-ar fi dorit din partea sovieticilor să se spună că Armata României este o descendentă din Armata Rusiei. Acest lucru s-a întâmplat până în anul 1959, de când, pe data de 25 octombrie, sărbătorim ziua armatei. Ce este acest 25 octombrie? Este eliberarea ultimei glii din pământul românesc, așa cum spunea generalul Gheorghe Avramescu. Cum s-a făcut acest lucru? În cadrul unei operații denumită Debrețin, ceea ce a presupus eliberarea Ardealului de Nord și eliberarea Ungariei până la Tisa. Acțiunea a început pe data de 9 octombrie 1944. Cu o primă secvență între 9 octombrie și 13 octombrie, vizând două obiective majore. Pe data de 11 octombrie s-a eliberat Clujul, pe data de 12 octombrie s-a eliberat Oradea. Din data de 14 până în 20 s-a eliberat zona în care ne găsim noi. S-au cucerit și au fost trecuți munții Făgetului și munții Meseșului. Urmând ca din data de 20 și până data de 25 să se desfășoare acțiunea pentru eliberarea celor două orașe, Carei și Satu Mare. General de care vă aminteam, Gheorghe Avramescu, a hotărât să execute eliberarea Ardealului cu corpul 6 armată, cu o manevră la flancul stâng și eliberarea orașului Satu Mare cu corpul 2 armată. Acest lucru s-a întâmplat în noaptea de 24 pe 25 octombrie. Cucerând aceste localități, Gheorghe Avramescu a vrea să scrie în ordinul de zi: luăm pildă celor care au pus mai presus țara decât viața, continuăm lupta și au continuat lupta până în Ungaria. Regimentul pe care îl conduc a participat la cel de-al doilea război mondial prin batalonul 7 aruncătoare proiectile reactive, la acea dată regiment condus de generalul Vasile Danacu. A luptat, a trecut Prutul, a luptat la Odessa, a ajuns în stepa Calmucă. Ulterior, după 1944, a deschis pașul Ghimeș-Palanca pentru eliberarea Transilvaniei, de unde și deviza lor trage ca la palanca și au ajuns până în munții Tatra. Aceasta este semnificația acestei zile de 25 octombrie. Vreau să aduc un pios omagiu veteranilor de război, care nu mai sunt între noi, și un omagiu veteranilor de război, care, pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai puțini. Dorim să înviem acest drum al Armatei a IV-a, care anul acesta a sărbătorit 100 de ani. Regimentul 69 a desfășurat ieri un marș de instrucție și a depus coroana de flori la monumentele din Supurul de Jos, din Supurul de Sus și din Acâș. Iar astăzi, o companie din regiment a intrat în localitatea Carei, aprinzând o flacără la monumentul eroilor în fața președintelui României. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare. La mulți ani, Armata României! Doamnelor și domnilor, invităm să ia cuvântul pe domnul deputat Lucian Bode. Dragi veterani de război, onorate fețe bisericești, domnilor comandanți, bravi ostași ai Armatei Române, dragi șimleoani. Venim în fiecare an, pe 25 octombrie, aici, să cinstim eroismul și sacrificiul Armatei Române. Să cinstim jertfa Armatei Române dată pentru eliberarea ultimei brațe de pământ aflate sub stăpânire străină în toamna anului 1944. Azi, în 2016,
Sănătatea nației române se consideră a fi o prioritate pentru România. Educația poporului român este de asemenea o prioritate pentru un popor sănătos. Securitatea energetică a României este de asemenea un element de siguranță națională a României. Toate acestea nu ar fi cu putință într-un climat teritorial instabil. Azi România se bucură a fiind partener strategic al Statelor Unite ale Americii. Îndrăznesc să spun cel mai important partener strategic din această regiune a Europei. Azi România este țară membră NATO. Într-un context geopolitic destul de complicat în această regiune, cu foarte multe conflicte deschise în regiunea noastră, Armata României, prin perseverența, prin priceperea militarilor români, prin devotamentul Armatei Române, prin profesionalismul Armatei Române dovedit în teatrele de operațiuni și în acțiunile realizate împreună cu partenerii NATO, a dovedit că este parte a soluțiilor pentru problemele cu care noi ne confruntăm în această perioadă. Doamnelor și domnilor, azi, la ceas aniversar pentru Armata Română, se cuvine să-i mulțumim pentru climatul de siguranță în care poate dăinui azi națiunea română. La mulți ani, Armatei Române, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Doamnelor și domnilor, invităm să ia cuvântul pe domnul veteran de război, Balog Alexandru. Vreau să mulțumesc domnului comandant al garnizonului pentru invitația făcută ca veteranii de război să participe la această zi de mare importanță în istoria țării. Din păcate, numărul veteranilor de război care mai sunt în viață, scade de zi ce trece. Doresc, în numele puținilor veterani care mai trăiesc în zona Șevreu-Silvanie, doresc multă sănătate tuturor ostașilor Armatei Române, să fie demn de atitudinea eroică a ostașilor români din primul și al doilea război mondial. Trăiască Armata Română! Doamnelor și domnilor, are cuvântul primarul orașului Șineu Silvanei, domnul inginer Secundu Cătălin Țurcaș. Onorate fețe bisericești, stimați veterani, domnilor comandanți, domnule deputat, domnilor ofițeri, subofițeri, maestri militari, soldați gradați, voluntari, onorată asistență. Vă mărturisesc că încep cu emoție, pentru că, deși sunt primar de al 13-lea an, este pentru prima dată când oficial, într-un cadru oficial, îl aud pe dragul nostru veteran de război vorbind. Și sunt impresionat, deși îl cunosc foarte bine pe domnul Balog, și sunt convins că este pătruns de emoție în acest moment, de luciditatea de care dă dovadă și mă bucur foarte mult pentru aceasta. De fiecare dată, în 25 octombrie, ne întâlnim pe acest platou și cu siguranță majoritatea oamenilor care sunt aici au sentimente de recunoștință și bucurie. De recunoștință pentru că orice om care cunoaște istoria acestei țări se apleacă cu multă recunoștință în fața celora care au făcut ca România astăzi să fie o țară liberă. Și deși veteranii de război sunt
din ce în ce mai puțin. De fiecare dată, în 25 octombrie, mă bucur când îl văd pe domnul Bolog aici, când o, ca și veteran de război, când o văd pe doamna Ciobanca ca și soție de veteran. Și cu această ocazie vreau să le mulțumesc din suflet în numele celor care beneficiem după luptele la care dânși au participat în urmă cu mulți ani și să le dorim în același timp multă, multă sănătate. În același timp ne aplicăm cu respect și spunem un Dumnezeu să-i odihnească tuturor acelora care s-au jertfit pentru că astăzi România să fie o țară liberă. În același timp ne bucurăm și ne pătrunde un sentiment de bucurie pentru că noi șimleanii suntem oarecum privilegiați. Dacă armata este una dintre instituțiile în care românii au încredere maximă, noi și beneficiem de prezența armatei aici. Și vă mulțumesc din suflet pentru că prezența dumneavoastră, regimentului în orașul nostru, dă acea liniște de care noi, societatea civilă, avem atâta nevoie. Dați-mi voie ca numele șimleanilor să doresc tuturor ofițerilor, subofițerilor, maestrilor militari, cadrelor în retragere, soldaților gradați voluntari, cu această ocazie, în această zi importantă, să aibă parte de multă sănătate, de multe bucurii, împliniri profesionale și familiare, să le dea Dumnezeu să aibă oameni buni alături, să aibă cât mai puțin de intervenit în această urmează decernarea din partea comandantului garnizoanei Șimleu Sizvaniei a diplomelor de excelență unor persoane ale comunității locale în semn de apreciere pentru colaborarea cu instituția militară de la nivelul garnizoanei Șimleu Sizvaniei. Se acordă diploma de excelență domnului primar al orașului Șimleu Sizvaniei, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Se acordă diploma de onoare domnului veteran de război, Balun Alexandru. Se acordă diploma de excelență domnului șef al secției de pompieri și Neosilvaniei, capitan Ioan Mălan. Se acordă diploma de excelență domnului șef al poliției orașului Șimleu Sizvaniei, subcomisar Gabriel Coran. Se acordă diploma de excelență domnului Gabriel Nicolae Mirghiș. Se acordă diploma de excelență domnului Remus Perșe. Se acordă diploma de excelență domnului Vasile Siciu. Se acordă diploma de excelență domnului profesor Traian Albu. Thank you.
partea cadrelor militare în rezervă și retragere și a veteranilor de război. Coroane de flori din partea Partidului Social Democrat. Doamnelor și domnilor, în continuare vă invităm să audiați un scurt program artistic
oferind elevii școlii gimnaziale Horan și Colegiul Național Simeon Corunțiu, condus de domnul profesor Traian Albu și acompaniat de domnul Petre Liguță.